Salutare tubi, eu sunt Cristi. Astăzi revenim cu un nou episod din Pixelmon și suntem într-un ocean pentru că bineînțeles că stați așa să vă arăt. Ultima oară când eram pe aici, stați puțin să schimbăm astea din mână. Eram undeva pe aici, pe aproape, nu știu ce să zic, eram foarte aproape. Și da, ceva de genul pe acolo am terminat de filmat, undeva în partea aia. Și aici era ocean, deci vă dați seama cât de mișto. Oricum vreau să mă duc să pun un waypoint și după aia vreau să mă duc puțin până acasă și să mă întorc. Că dacă tot suntem în zona asta, vreau să mă duc și eu și să iau și niște, cum se numesc, fosile. Dar pentru chestia asta o să am nevoie de... Opa, așa. Ok, deci pentru fosile o să am nevoie de o căscuță din aceea cu respiration, pentru că nu am Pokémon să mă duc. Mă rog, oricum. Waypoint. Și cât punem un waypoint aici, vă rog, lăsați și voi un like la clipul ăsta dacă vă place. Ok. Stai așa. Name, ocean. Save. Ok, bun. Băi, e un lucru șmecher faptul că acum văd că sunt și Pokémonii pe aici, stați așa. Adică arată Pokémonii pe hartă. Ok. De fapt, cred că arată și înainte, nu eram pe fază. Da, am făcut un update și suntem într-un update nou și sunt curios dacă o să găsim și Pokémon noi în acest update nou. Ce sunt ăștia? Bă. Ce e asta? Nu știu ce e chestia asta. Ok, ciudat. În fine, nu contează asta. Vreau să vă arăt un lucru înainte să ne teleportăm până acasă să luăm o căscuță. Păi, acum, datorită update-ului la 1.10, nu se mai blochează când zburăm. Efectiv, se generează câte un pic, câte un pic. Nu se mai generează totul odată, cum era înainte. Acum se generează câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic și nu mai avem pierderi de frame. Muri! Jinx! Și nebun la cap, n-am văzut unul niciodată. Cred că e rar. De fapt, nici nu știam că e în jocul și uitasem de el. Ar trebui să-l prind. Hai să încercăm cu Infernape, pentru că, știți, oricare altul cred că l-ar căsăpi din prima. Nu știu, hai să zicem un close combat. Ah, nu, nu mai contează. Clar nu mai contează. Ăsta e un Infernape. Așa. Hai să luăm... Stai, ce e asta? Ah, e un chestie de la un Oddish. Nu, e un Oddish. Ce e asta? Asta e un... Mă, chiar s-au adăugat Pokémon noi? Ăștia asta nu am mai văzut. Ce era hățelul ăsta micuț? Bine, Pineco. Mă, ar trebui să mă uit să văd ce dracu dă damage la ăsta. Nu pot să cred că nu am dat damage. A, rahatul ăsta lasă cu 1 HP sau cum. Ei, am primit un string! Ok. Încă mă simt puțin confuz legat de chestiile astea, adică Pokémonii ăștia pe care nu i-am văzut până acum în joc. Bă, chiar s-au adăugat Pokémon noi? Nu-mi dau seama. Probabil. Da. Cred că Jinx cel puțin nu era pentru că n-am mai văzut-o și mă joc de ceva timp. Deci nu e să zici că... Că nu știu. N-am avut eu ocazia și... Și faza e că Jinx nu e chiar tocmai un Pokémon din ăla necunoscut să zici că bă, ce dracu e ăsta, cum era Pineco ăla, că de ăla pot să zic că băi, nu știu dacă l-am văzut sau nu. Da, Jinx clar n-am mai văzut în joc. Până acum.
Uite-l pe ofițer, uite-l pe ofițer Jenny, bine, nu-i ofițer Jenny. E doar level 11, nu stau să mă bat cu tine, nu meriți timpul meu. Ar trebui să iau astea de electricitate sau să-mi vădă treabă. Skarmory, îmi place să arunc și eu cu un ochi pe aici, dar... cred că ar trebui totuși să-mi văd ale mele. Stați. Ok, atunci... A, da, chiar stați că nu m-am uitat la un lucru. Băi, Jinx era negru sau mov, așa, mai spre mov? Oricum o să mai avem ocazia să mai vedem. Pentru că în Pokémon, la început era negru Jinx, dar s-au gândit ăștia că e prea rasist să-l facă negru sau să o facă negru și l-au făcut mof. Și nu glumesc, e pe bune, au schimbat culoarea. Mă rog, în fine, nu contează asta. Hai să ne oprim undeva. Hai să ne oprim aici. Sau aici. Da, bine, ok, aici ne oprim. 800 de metri de ocean, ok. Hai să dăm așa, open to land și acum vreau să mă duc... până la casă, teleport. Așa. Nu pare să fi dispărut multe lucruri. Faza e că eu am făcut un update la 1.10 și mi-au zis că s-ar putea să dispară din chestii, dar nu pare să fi dispărut mare lucru și bineînțeles că nu avem, avem diamante. Ah, credeam că nu avem diamante suficiente să facem o căscuță. Ok, hai să vedem. Poate trebuie totuși să mai mă duc la o mică sesiune de minat, zic și eu, poate, nu știu ce să zic totuși. Și am nevoie de... Mă, sunt eu chiar sau nu văd aici... Uite aici. Lapis lazuli. Așa, deci căscuță. Fire protection, e grozav. Serios, să mor tu că doar fire protection mi-ai pus pe căscuță. Bine, bine, lasă. De cât mai am? Mai am XP de 2. Bine, hai, nu mai facem de diamant. Facem 2 căscuțe de iron. Și... să sperăm că una iese cu respiration. Nici una cu affinity n-ar fi rău, dar respiration nu e baza. Mă, haide. Tot fa... Mă, astea sunt presetate să spice doar cum vor ei. Na, cu affinity, na, nu. Aqua affinity și protection 4, grozav. Grozav. Ah, la naiba. Nu mai zic nimic, tac din gură, tac din gură. Hai, ai, 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 ai. Bine, stați, trec cu aici. Hai să le iau tot și pe ăsta cu Aqua Affinity. Și mă duc înapoi. Oricum o să mă tot mut între locațiile astea. Dar totuși hai să dormim întâi. Mă, dar de fapt, că eu grei... Când se spawnează? Seara sau... Kai... Ogre. Ok, e așa... Ok, bun, deci imediat ne uităm. Intru aici pe asta și să vedem. Trench, ok. Nu pot să cred că Kyogre are moves by level. Adică el poate să primească manevre în funcție de levelul pe care îl are. Pentru că noi o să luăm probabil la level 70.
Ah, deci uite, să aibă water pulse, muddy water, water spout și aquatail. Mă rog, de fapt, hai să nu ne uităm la asta, și să ne uităm la să mor tu că există shiny ogre, cai ogre. Băi, nu cred că are o oră neapărat, o perioadă. Că zice doar unde se spawnează. Ah, nu, se spawnează noapte. Noaptea se spawnează, ok. Sunt dobitoc, n-am văzut ca lumea. Bun. Ce-a făcut boss? Băi, băi, băi. Alo? Nenea? What the fuck? Așa. Păi ce facem aici, bă? Bun, acum că știm unde se spawnează Kyogre, adică în ocean, stai, în ocean sau în Deep Ocean? Deep Ocean, deci doar în Deep Ocean se spawnează. Și noaptea, deci trebuie să așteptăm noaptea. Deci nu e bine ce am făcut, dar acum dacă tot e zi, hai să mergem acolo. Ulu, stați, 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 că vreau să-i îndur puțin până în asta. Ce aș vrea totuși să mai fac? Adică, nu știu, mă gândesc. Opa. Grozav. Grozav. Fenomenal și fantastic. Nu pot să... Stai, așa, mult mai bine. Băi, hai să vedem în felul următor. Bacons. Nu, Arbok. Houndoom. Na, le iau pe papitar. Gata. Așa. De fapt, stai că mă teleportez la ea, nu știu de ce am scos nebunia asta. Ocean teleport și acum hai să facem așa. Deci luăm asta, mergem în partea asta. Și pe undeva pe aici ar trebui să găsim o zonă de ocean simplă, nu deep ocean. Și bun, hai să vedem. Poate găsim pe lângă un am uitat cum se numește. Serios, am uitat cum se numește. E Pokémonul ăla pe care se chinuia Pain să-l prindă și nu-l găsea niciodată. Și mă l-a găsit într-o final. Da, se oftica pe mine că l-aveam eu și el nu l-avea. Mă, stai așa că avem un fel de pisică de mare. Poate că totuși nu trebuia să-l fi luat pe ăsta. A, nu e pisică de mare. A, ba, da, e o pisică de mare. Chiar vreau să fac asta? Chiar vreau să mă bat cu infernei până apă? În fine. Mantin. Băi, tot ce sper să nu mor. Că dacă mor e cam nașpa. Poate mâneca bou. Hai, mai merge una? Perfect. Bag. Pokeball, Ultra Ball. Hai mă, prinde-l. Serios? Stai, nu vreau să dau el, doamne. Vreau să-l prind. Aoleo. Zău, pupitari mai așa. Hai, suicun. Oricum, ăsta nu mai are ce să facă. Ultra Ball. Hai mă, prinde-l, te rog, e frumos. Băi, chiar seamănă puțin cu Kyogre. Poate pot să-l călăresc între ghilimele în apă. Gata, l-am prins. Hai să plecăm de aici. Nu înțeleg ce m-a dat în poziția aia, dar mă rog. Acum, pot să dau un slash PC? Nu pot să dau un slash PC. Că voiam să-l scot până în nebunul ăla.
Ok, atunci mă duc, pun waypoint aici. De fapt, nu, mă duc J. Mama, ce mare e oceanul ăsta, între ghilimele, mare. Avem o părticică foarte mică de... chestia de aia. Ocean. The deep ocean, care ne trebuie. Bun, NPC, intrăm și ar trebui să fie, uite, la aici, mantin. Și să dăm și un heal și cred că e ok. Ah. Săracul meu ăsta... cum îl cheamă? Inferne, cum l-am băgat eu pe el ca ultimul bou în apă să se bată. Ai, ai, ai. Ia uzi că... Caiogre are șanse 80% să fie timid și 20% agresiv. Agresiv, mă rog. Dar este serios. Are șanse să fie... Da, pe ăsta-l știu. Are șanse să fie agresiv zău. Oh, oh, vreau asta, vreau, vreau, vreau. Cu ce de acum bat împotriva lui? Infernape, păi dă... Nu mai zic ce-i dă Infernape. Hai să ne batem cu ăsta. Cu mantin. Ăsta e din apă și n-are niciodată asta de apă. Supersonic. Psybeam. La dracu. La dracu. Nu mai zic nimic. Tac din gură. O să tac din gură și nu mai zic nimic. Doamne ferește, bă. Explicăm de aici. Jun, înapoi în ocean. Poate, la da, chiar, de fapt, cred că pot și pe aici să văd dacă pot să pânot pe ăsta, cred. Eradicate. Da, voiam să zic de chestia asta, că e o fire foarte... Eu zic că perfect! Oh my god, nice! Oh my god, nice! Nu pot să intru în apă cu el. Sper să pot să intru în apă cu el. Ok. Dar ziceam de asta că fire timidă și tot, și mereu mă găsesc să zic altceva. Mă întreb oare cum e, are șanse mai mari să fie o asta timidă, adică în puii mei s-a bătut cu Groudon. De fapt, stai că l-avem aici următorul pe Groudon, ia să vedem, ăsta e și el tot timid. Și ăsta tot timid e și agresiv 20%. Serios, frate? Serios? Cum, Dumnezeu, bă, să fiți timizi? Ok, hai că mă duc. Mamă, ești nebun la cap ce întuneric e. A, la dracu, nu e aici. O să mor, o să mor, o să mor, o să mor. Ok, nu mor, nu mor, nu mor, nu mor, nu mor. Oh, yes! What the fuck is this shit, mate? De ce are un pește? Poți să sar? What the fuck? Poți să sar? Așa. Perfect. Ok, deci nu mor. Toate că trebuie să recunosc că e destul. Uite, un tentacul. Sau tentacul. Tenta ceva. Băi, trebuie să văd. Stai, că găsisem acolo, în spate. Uite, cred că asta e o fosilă. Știi ceva? Nu e ok. Nu pot să mă duc să iau fosilele. Oh my god, în partea aia se vede așa cu albastru, ce tare.
Cum naibii fac să merg în jos? Ok, acum cobor. Dar tot nu știu cum naibii fac să merg în jos. Adică mai jos. Dacă o să mă întâlnesc cu ăla, cu care o grepă la fundul oceanului, și eu nu o să fiu în stare să arunc cu pokeball-uri în el, o să fie destul de trist. O să arate foarte iurea. Mamă, ești nebun la cap, ok, bun, deci suntem aici. Ce-i Pokémon-ul ăla? Alo? Băi. Dar dracu, că dacă schimb pe ăsta... De fapt, nu, că... Trebuie doar să arunc pe altcinea, că pot să am doi Pokémon afară odată. Un Pokémon de level 10. Era mișto să intre în bătălie cu mine. Băi, da, o singură plângere am. E al dracu de greu. Ce asta? Oh, vreau de asta. De fapt nu vreau, ce asta? Hai, Miu, du-te! Fie că nu merge în apă, să mor tu. Ba, merge oarecum, dar mai greu. Întrebarea e cum ar trebui să intru în bătălie cu Kyogre dacă e pod astea. Ala naiba. Chiar că la naiba trebuie să gândesc chestia asta. Trebuie să gândesc pe bune chestia asta, că nu merge așa. Ok, sunt în ocean acum, dar hai să ieșim puțin. Bun. Chiar mă amuză chestia asta, bun. Băi, hai să-l luăm pe ăsta înapoi. Și e noapte, fac! Hai, repede. Mă duc repede în Deep Ocean și aștept pe acolo noaptea să treacă. Dacă se spawnează Kyogre, foarte bine. Dacă nu... Ghinion. Băi, de fapt, dacă ăsta e Deep Ocean și se spawnează aici, e destul de... Opa. Așa, e destul de... Cum să zic? De jos, încât pot să mă arunc singur și să da și să-l iau, dacă se spawnează undeva unde mai adânc. Șansa mea ar fi să mă duc cum mă întind, dacă nu pot să arunc acolo Pokémon și să intru direct în el ca tăfăruga, să mă arunc de pe el și să dau cu Pokéball-uri în Kyogre, să intru în bătălie cu el și apoi să sper că nu mor, sau și dacă mor, să mor după ce-l prind. Că am văzut că e foarte greu să arunci cu un Pokémon meu în apă. Doamne, de acum deja devine foarte... cum să zic, plictisitor. Așa că hai să încheiem aici episodul și o să așteptăm să ne batem cu Kyogre, așteptăm să apară Kyogre de fapt. Dar până atunci eu am fost Cristi, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați și voi și să apăsați acel buton de like și ne auzim data viitoare. Bye bye!